testări gratuite în toată Moldova pentru prevenirea cancerului de col uterin. Echipa medicală de la Institutul Regional de Oncologie Iași se deplasează cu unitățile mobile de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin în localitățile unde există interes din partea autorităților locale și medicale. Este vorba de județele Iași, Neamț, Bacău, Suceava, Botoșani și Vaslui. Astfel, femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani vor putea face testul Babeș-Papanicolau, iar cele cu vârsta între 30 și 64 de ani vor beneficia de testarea HPV. Testările sunt gratuite, iar femeile au nevoie doar de buletin în original și copie.